Uite și la ce mă gândeam, neamitică? Mă gândeam cum e viața asta, unii cum trăiesc și altul amărâtul de rude Lubrej acum a murit. Băi, și fii atent cât a fost de chinuit. De asta este bine să prețuiești viața asta nemaipomenite și să n-ai încredere absolut în nimeni pe pământul ăsta. E lecție mare, rude, nu? Vai, mamă. Dom'le, încredere trebuie să ai în familie. Că dacă n-ai încredere în familie, te curezi repede, mori. Cine are secrete față de... Sunt secrete care trebuie să le ții secret și față de nevastă și față de astea. Dar cine nu e cinstit drept cu familia, nu poate să aibă o viață bună. Bă, dacă nu-ți dă Dumnezeu noroc de o nevastă bună, mori repede, una. Dacă te bagi în anturaj prost, te mănâncă porcii, dacă știi cum aia cu te bagi în tărâțe. Da, da, da. Iar dacă pune unul geana, păi tu n-ai văzut, pentru Elena Udrea și pentru el n-a existat, nu s-a aplicat legea la ei doi. Adică? Asta cu prescripția. Da, nu, am văzut. Da. Nu, la ei doi nu. Da. Că n-a vrut un judecător. Iar în ziua de astăzi, dacă un procuror sau un judecător se ține de tine, n-ai ce dracului să faci. Bă, eu am avut noroc în prima instanță m-au condamnat. Băi, și am dat la apel de niște judecători. Mă, când am auzit de... Fii atent aici, nici nu știu dacă e să îi dau nume, dar vreau să spun că un proces foarte greu în care mă condamnase o cucoană de la tribunal 12 ani. Bă, când am auzit de 12 ani, nici nu eram în dosar. Așa. Fii atent aici. Și când m-am dus la curtea de apel și mi-a spus cine mă judecă, fii atent aici, îl întreb nazat, domne, am, domne, vreo șansă cu judecătorul ăsta? Nu. N-a dat nicio achitare de 10 ani. Uh-huh. Păi de ce? Dom'le, vezi ce vorbești, că da, cum te-ai ghicit, mă, îți dă 2 ani în plus. Asta. Mamă, când am auzit, bă, mă lasă să vorbesc. Te lasă să vorbesc 10 ore. Dar cum vorbești dumneata mult, vezi că s-ar putea să și greșești. Am zis, băi, frate, să vedem. Bă, dar de dreptate neîntâlnită. Mamă, dacă îi citești, e subiect de studiu pentru studenți la facultate. Uh-huh. Da, am înțeles. E omul se, e foarte bun. Ce a dat el motivarea. Motivarea făcută de el e subiect de studiu pentru studenți. Un om de o deșteptăciune rară. Înțelegi? Nu-i dau nume. Da. Nu dau. Dar ce părere ai de Rudel? A murit cu zile, săracu. L-a afectat că a fost nevinovat. El a, ce a făcut? A făcut pentru colegul lui, care era mare de tot, pentru Bute. A făcut o gală. Mă, și dacă ar fi luat niște bani, mă? Dacă ar fi furat, spui tu. Dacă ar fi băgat, hai să zicem elegant, dacă ar fi băgat mâna în borcanul. Mă, numai pentru faptul că a adus și a făcut gala aici. Băi, voi vă dați seama ce a fost pentru România? A aflat toată omenirea de noi și de astea. Și a băgat la pușcărie. Dacă, bine, dacă nu era doamna Udrea, nu a băgat. Dar ăștia, doamna Chioveși, vreau neapărat să o bage pe asta, Udrea la pușcărie. Și știi că sunt și de astea victime colaterale, tate, care îți dă cât... Da, nu vreau să intrăm în politică, da, că nu-i treaba noastră. Nu. Da, dar asta Dumnezeu să-l odihnească. Asta te întreb. A murit cu zile? A murit cu zile. Ha? Dacă în momentul când s-a... Când te pui cu sistemul, ești... Nu, no, pui cu sistemul. Nu, măi, sistemul, bă, nu l-a iertat pe Băsescu sistemul, mă. Voi nu vedeți cum îl hăituiesc și pe el și neamurile lui? Nu te poți pune cu sistemul, mă. Cu sistemul trebuie să mergi pe blat. Mersul pe blat este cel mai sănătos. Vorba lui Lucian Gansievi, săracu. Bă, nu mai te da mare, bă. Spunea, da. Eu eram vicepreședintele Comisiei de Industrie în Camera Deputaților, făceam valuri peste... Da. Și îmi spune, băi,
Stai dracu în banca ta, mă, n-auzi. Știi vorbă, o vorbă înțeleaptă. O știi pe asta? Cine au o vorbă înțeleaptă evrei. Și păi și ăsta tot evreiul era, da, Lucian. Spune, cine n-avede și cine n-aude, trăiește 1000 de ani. Da, stai să vezi. Și eu făceam valuri puternice. Stai, cum ai făcut toată viața? M-am făcut toată viața. Că ți s-a și tras. Multe ți s-au tras, da, de la valurile, da, astea. S-a tras. De la gură. Da. De la gura slobodă. Da, păi, că rău n-ai făcut. Păi, jumate, eu te știu, rău, da, n-ai. Jumate din procese? Da, de la gura slobodă. Guri. De ce am... Nu, că te știu. Da, rău. M-am ferit. Nu, rău. Eu n-am să greșit. Să faci rău tu la cineva n-ai făcut niciodată. Băi, nici dacă spun acum, nu mă crede nimeni, că mă înjură. Băi, într-unul din procese măcar, într-unul, da, să am 1% vină. Toți m-au... pentru aberații. Unele nici nu eram în dosar. Dar datorită gurii mele, am făcut multe... Ai pătimit. Da. Și acum caut... Uite, l-am educat bine pe fiul meu. Nici nu știi că există. Uh-huh. Bogdan, băia deștept, stă în banca lui. Eu... E mai deștept ca tine, Bogdan. Bogdan e sclipitor. Vorbesc serios, e mai deștept ca tine. Bogdan e sclipitor, mă. Da. Nu că vorbește 5 limbi și că este un tip de eleganță și... A terminat 2 facultăți la zi, 2 masterate. Hai bă, Bogdane, ce e ca mine, ce e Dumnezeu? Dar educația i-a dat-o Vica, nevastă mea, și cu mine. Nu, i-ați dat fiecare. Doamna Vica fiind profesoară i-a dat educația, tu fiind țăran, la origine ai dat forța, puterea, știi tu, rezistența aia, că înțelegi așa? Și băiatul le-a pus și a ieșit un băiat isteț care știe să facă bani, nu-l vezi prin tabloide, nu-l vezi... Uite, mă uitam, am văzut ce a dat Prosportul. Prosportul, bă, cum să te duci tu, bă, om rani să fie accidentat, să te prindă Budeanu, să te prindă prin cluburi? Cum e mai bine? Să ai demnitate, cum a avut rudele Obrejea, și să mor cu zile, să te omoare sistemul, închisoarea și așa mai departe, tot ce ai pățit, și să rămâi ca un neturnător, să nu torni pe Elena Udrea? Sau să torni, lumea uită peste jumătate de an și tu mai trăiești fericit cu 40 de ani cu familia ta? Că știm de la ce i s-a tras. Știi, că n-a vrut să ciripească nimic. Convingerea mea este că Rudelo Obrejea a avut un caracter ales, l-am cunoscut și mi-a fost prieten. Dar nici n-a avut ce spune despre Elena Udrea. Eu am stat de vorbă cu el. Și cum Elena Udrea s-a dus la Băsescu să mă dea afară pe mine, ea cu Gino și cu Ștefan. Elena Udrea s-a dus? Da, o să... Ți-am mai spus și am mai nu, spus. De Elena Udrea nu mai este. E prima oară când aude Elena Udrea. Elena Udrea s-a dus de ziua lui Băsescu, s-a dus cu Gino, cu Ștefan. Pe ce, Gino e prieten cu Elena? Da, și cu ăla care era mecanic și... Doamne, am un lapsus acum, dar are blocul ăla scump pe Floreasca. Iacov? Nu, mă, Iacov. Dar cine? Nu știu cine era mecanic. Mă rog, un multimilionar a luat de la retrocedere bani mulți. Așa. Așa, s-au dus cu un cadou la Băsescu de ziua lui Băsescu. Asta mi-a spus-o Ștefan cu 9 inci la masă. Așa. Și s-a jurat pe copiii. Era președintele României. Era președintele României. Și Elena Udrea conducea delegația. Da, conducea delegația. Asta s-au dus să îi dea tainul. Așa se face. Cadouri de ziua președintelui. Și Elena Udrea a zis: "Un președinte, noi am venit cu o delegație să vă schimbăm. A stat destul 20 de ani. Neamitică Dragomir, eu eram băsist, eu l-am ajutat, că am concurat cu el la primăria capitalei și pot să spun că 50% datorită mie a devenit primar." Și păi, dar ce a făcut Neamitică? Băi, n-a greșit cu nimic, numai că a stat destul. Să mai stea și Gino, că are și el necazuri. Bine, bă, spuneți-i lui Neamitică să iese la pensie. Fii atent aici. Ea a fost cu ăsta. Deci eu ar trebui să vorbesc urât, dar nu vorbesc urât de ea, pentru că mie Obrejea mi-a zis. Și eu, Obrejea era nașul lui Mablea, care eu sunt, e ca frate mai mic al meu. Da, Iulica. Iulica, sigur că da. Și am fost cu el la masă. Și mi-a jurat.
Dom'le, nu i-am dat, dom'le, nimic lui asta, dom'le, suntem nebuni. N-am ce să spun. N-am ce să spun de ea, bă, ce să... N-am ce să torn. Da, ea, băi, mă gândesc că mă blesteamă Dumnezeu dacă inventez ceva. Băi, mie mi-a zis asta la masă. Și atunci, ca spune, ce... No, da, avea o demnitate și o... Era un tip, un român adevărat, în primul rând. Nu, și coloană vertebrală. Fai, mamă. Că crescut în stradă, știi, nu, Rudi, da, Obrejea, nu? Dar el îmi spunea mie, da. Fratele meu Horia îmi spunea, da, eu am crescut în stradă. Da. La noi onoarea e mai presus decât orice. Da. Și mie mi-a zis la fel, cum să inventez? N-am ce să inventez. Așa mi-a zis. M-au presionat să inventez, nu pot să fac asta. Așa mi-a zis mie la masă. Da. La mi-a zis, onoarea e la noi, ăștia care venim de pe stradă, e cea mai importantă. Că noi altceva n-avem. Da. În afară de onoare. Dar știi că era bolnav rău de cancer, săracu. Ai mai vorbit cu el în ultima perioadă? Am vorbit și acum o lună, înainte de a pleca în Turcia. Da, la tratament, nu? La tratament, da. Am vorbit cu el. A venit la Mablea, eram la un restaurant unde eram eu cu Mablea. Și l-a chemat Mablea și a venit și el acolo. N-a gustat nimic, a băut o jumătate de pahar de apă. N-am mâncat nimic, săracu? Nu, n-am mâncat nimic. Arăta rău, a? Nu, n-a arătat rău. Arăta, când a ieșit din pușcărie, da. Dar la mult timp, arăta într-adevăr slab, dar nu arăta nu rău. Acum două, trei săptămâni când a plecat el încolo, arăta rău de tot. Da, te-ai speriat, a? Da, da. Așa. Era bolnav și a venit, Mavlea, mi se pare că a fost în Turcia. Și a venit și a zis... Cred că acum câteva zile, cred că în 4-5 zile moare. Și așa a fost. I-au spus doctorii. Că în 4-5 zile moare. Da, da, da. Că se duce, că se curăță. Da, da. Mă duc și eu mâine să-i duc o coroană. Merită. Un tip senzațional, odihnească-se în, odihnească-se în pace. L-a omorât pușcăria? L-a distrus. Pușcăria l-a distrus. Ce șoc a avut, șocul l-a distrus. Din ce era el? Se te bage la pușcărie, nu-ți dai seama. Se plângea când vorbeați? Nu, avea o demnitate. A? Avea o demnitate. Era un gentleman, mă. Chiar dacă plecase pe bulevard. De la... Și băia deștept era. Brici era. Da, deci la nenorocit ce să mai, pușcăria la nenorocit. Da, da. Pușcăria e... Și grijile, el de-aia a făcut, cred că, cancer, stresul, presiunea, bă, asta te omoară, grijile, bă. Gândurile negre. Bă, asta te omoară. Păi pe mine când m-au arestat, m-au ținut, știi că m-au ținut vreo 15 ore arestat. Așa. Bă, am crezut că fac infarct. Când bă... Așa de rău e, nemitică? Fii atent, și m-a dus la... arestul IGP. Da. Pe la 7 seara, fără să-mi dea să mănânc ceva, de la 6 dimineața când m-au luat de în casă și mi-au făcut percheziție în casă, m-au dus acolo, mi-a adus copilul haine, eu... Cine, Bogdan a venit? Da, eu am început să spun... A fost tare Bogdan? Sunt băieți tari datorită mie, poveștilor mele, înțelegi? Și să nu se sperie de nimic și pe nepoți, la fel, înțelegi? Eu când m-am dus acolo, m-au băgat într-o celulă cu un penelist care a fost și ministru de finanțe, are un hotel pe la Sinaia, dar nu dau lume, că... s-ar putea să supere. Eu am început să le spun bancurilor pe la 9 seara, pe la asta s-au uitat la televizor, numai de mine vorbeau la televizor. Băi, mă uitam și râdeam și ei ziceau, Tumet, păi ce ai făcut dumneata, dumne, noi suntem copii de țâță, dumne. Băi, ce auziți voi pe la televizor? Păi nu am nici 0,001%. Hai să ne culcăm. Ne așezăm în pat. La cât vă culcați? Atunci pe la... Stingerea la cât era? A, nu. Asta se uitau la televizor și la 11 noaptea. Și la cât era oficial că vă culcați? La 10 jumate. Nu țin minte.
și se uitau la televizor, numai de mine, s-a vorbit toată seara. Iar la 12 aud bum, bum, ușa. Domnul Dragomir, da? 12 noaptea. 12 noaptea, la 12 și 10, așa, 12 și un sfert. Îmbrăcați-vă. Și eu am zis, ce trebuie? Atunci ți-a sărit inima să faci infarct? Da, da. Am crezut că cine știe ce, ce sunt în stare să-mi facă. Îmbrăcați-vă. Și atunci era să faci infarct? Da, când... da. Dar ce aveți, mă, cu mine? Eu? Da. Ăștia toți treci, că unii dintre da, ei... Nu. Speriați, nu? Speriați, da. Eram cu un director de la Cluj. Câți erați în celula? Eram 5 și cu mine 6. Înțelegi? Într-o celulă cu 4 suprapuse, cu asta. Și spune... Păi ce vreți, mă, să-mi faceți? Mâncava-și gura, e 12 și... e peste 12 ceas. Păi mergem că vă judecă în noaptea asta. Cum să mă judeci, bă, în noaptea asta? Sunteți nebun la cap? N-am auzit să mă judec. Păi până mă duceți voi la tribunal, până azi vă face 2-3. Mă judecați? Da, da, îmbrăcați-vă. M-am îmbrăcat, am lăsat hainele acolo, care mi le adusese fiul meu. Păi mă duce la astea și... În fața tribunalului era 12 și un sfert, cred că erau 150 de ziariști. Bă, la 1 noaptea. Fusese anunțați. Eu ocolește și mă bagă prin spate, intru în niște catacombe, atunci mi-a fost frică. Să fiu sincer, că eu n-am știut că... Ce frică să-ți fie? Ce, temierlea cineva? Da, sigur că, băi, fratele meu, am avut al doilea șoc. Băi, și când am văzut șobolanii aia... Că nu suntem. Băi, stai să vezi. Băi, nu vorbi așa. În subsolul tribunalului, da? Băi, erau niște șobolani cât pisicile. Veneau peste picioare, peste astea. Unde atunci m-am speriat. Băi, fraților, nu asta e intrarea în tribunal, că eu mai fusesem la... Da. Te-ai panicat atunci. Ce e aici? Da. Că, și te-ai dat să nu mai mergi, probabil, nu? Da, am zis, băi, lăsați-mă dracu, îmi place. Unde mă duceți? Ce vreți cu mine? La asta e neamitică. Și m-au luat pe niște scări așa, în sus... Și m-au urcat până la etajul 2 sau 3, bum, 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 într-o ușă metalică. Și-o fi aici, mă, că ăsta nu e tribunalul ăsta. Înțelegi? Nimic. Mă spune să n-ai cheia de aici, întreabă pe ăsta. Păi n-am, că am uitat-o la birou. Oh, ăla era frică să mai coboare. Să o ia prin șobolanii aia pe acolo, să se ducă, să o ia prin față, să dea drumul, înțelegi? Și asta a apucat să bată în ușa aia. Bum, bum, bum. Până... A venit cineva. Nu, de afară. Cine sunteți? Dom'le, suntem cu un deținut, are proces. Pleacă și ăla. Vine peste 10 minute, dă drumul. S-a interesat, că i-a spus că sunt Mitică Dragomir. Îmi dă drumul, mă bagă în sala de judecată. Avocatul. Păi, n-are avocat. Pe la 1 noaptea... N-ai avut dreptul să dai telefon, nu? N-ai avut dreptul păi să dai... Păi nu, mă, frate, pe cine? Păi, avocatul. Unde e avocatul? Mă întreabă, fine judecătorul, avocatul? Păi, n-am știut nici eu când mă duce la... să mă judece. Ce avocat? Sunt eu, sunt de azi dimineață de la 6 arestat. Bă, dar să-ți povestesc în ce lună că m-am dus la asta. Ce masă mi-au pus aia. Erau niște directori de la Cluj care îi arestase cu carnea și cu asta. Aveau aia niște borcane cu... carne din aia da, la fumată? Da, aia la sloi? Da, carne din aia bună la aia sloi? Aia băgată. Băi, și niște cârnați, niște astea. Mi-au dat aia o masă, au scos o stinghie de asta de lemn și au pus-o aia și mi-au făcut o masă nemaipomenit. Da, așa, și mă întorc la asta. Și spune, dom'le, păi, cheamă-ți un avocat. Păi, dom'le, 1:30, cui să dau eu telefon, dom'le? Pot eu, am curajul eu să-i dau un Nazat un telefon, că-l cunoșteam pe Nazat, când fusese, dar cum să-l sun pe Nazat? Nazat e o personalitate nemaipomenită în România. Și că sună, dom'le, imediat. Mă apuc, îl sună, ăla nu răspunde, bineînțeles. Mă gândesc, doamne, ăștia își bat joc de mine dacă mi-aduc avocat din oficiu. Și avea nevastă mea o prietenă, Alina, avocată, o fată foarte destoinică și de treabă. Și zice nevastă mea, n-ai avocat, nu, sună pe Alina. Păi nu știu numărul de telefon, eu știam numărul de telefon al Alinei. Sună tu, te rog frumos, și spune să vină repede la tribunal. Băi, fratele meu, s-a făcut 2:30, îți dai seama. Te-au așteptat să-ți vină avocat, să vină avocat.
Și mă întreabă președintele și spun, păi nu sunt eu acela, n-am făcut asta. Cum, domnule, păi nu sunt banii legii. Cum nu sunt banii legii? Nu sunt banii legii. De ce vorbești? Dom'le, nu sunt banii legii. Ce vorbești, dom'le? Uite, Liga s-a constituit parte civilă. Păi s-au constituit în fals. Bă, albit, când i-am spus asta. Cum, dom'le, în fals? Păi banii, în toată omenirea, nu, banii nu sunt ai legii, sunt ai cluburilor. Și dacă cluburile hotărăsc ce să facă cu banii, președintele legii... Da, tu n-ai ce să faci. N-are nicio ăsta. Cum, dom'le, e adevărat că... Da, adevărat. Uitați ce spune legea organică, legea sportului. Spune așa, ligile profesioniste de fotbal pot să rețină din drepturile de televiziune până în 2%. Mm-hmm. Dacă eu din cei 2% dam comision, eram pasibil de pușcărie. Numai că nu vreau să o mai lungim. Da, ce a fost, a fost. Nu mai stăm acum să facem proces. Da. Trebuie să vezi. M-a mai durat vreo 2 ore, 3, s-au consultat ăsta și pe la 6:30 dimineața vine și spune, sunteți liberi, duceți-vă acasă. Nu știa nimic soția, că veniți acasă? De unde să știe, bă, când am coborât jos. Dacă ai văzut manifestațiile alea lui Ceaușescu de adeziune. Așa erau. Bă, de unde știau ziariștii la ora 6:30 dimineața? Și ce au zis ziariștii? Ce? Mă, știi câte coloane? N-am văzut așa ceva. Toți vreau să spun câte ceva. Eu îți dai seama ce era la gura mea, ce aș fi spus, dar mi-a spus, dom'le, n-aveți voie să vorbiți. Normal, așa-s regulile. Da. Dar cum e cu, deci, potoale în noaptea aia, nebunie, Băi, n-auzi, m-au dus acolo și am spus, bă, mâncava-și gura, nu mi-o da, mă, și mi-o o bucată turtă. Da. Păi de ce? Păi de băi... N-am mâncat nimic. Băi, ora 9 și n-am mâncat nimic de la 6. Nici apă nu mi-au dat. Și a zis, păi... N-ai mâncat neamitică? Nu. Oh, stai, dă-me puțin, dă-me. Bă, când au scos, s-au dus la cambuză, că așa... La cambuză și-au scos niște carne din aia, din floi. Untură, niște cârnați. Cea mai bună masă ai mâncat-o, cred. Am băgat în mine și după aia ca să mor de 2 ori. Odată când m-a sunat la 12:10, când a venit ăsta și a doua când veneau, când am trecut prin catacombele alea, prin șobolanii aia, am crezut că mor. Am crezut, unde mă duc ăștia, bă, mâncava, mă mângă șobolanii aici. Da,